găsit, dragi telespectatori! Iată, și în acest an televiziunea noastră este prezentă atât încă din faza pregătitoare a raliului Moldovei, un raliu deja arhicunoscut, un raliu de mare succes național și internațional. Suntem împreună cu unul din primarii care au susțin acest raliu, domnul Răzvan Tudose, primarul comunei Zemeș. Ne aflăm aici la lacul Boierească, să înțelegem, unde s-au întâlnit atât sportivii, cât și dumneavoastră împreună cu colegul domnul primar de la Moinești, dar și cu domnul primar de la Măgirești. Așadar, câteva detalii despre raliul din acest an. În primul rând, bine ați venit la Zemeș. Este prima dată când participăm oficial, când confinanțăm, să zic așa, această activitate. Pentru cei care nu știu, în comuna Zemeș găsiți munți, locuri minunate, oameni minunați. Și mai mult decât atât, chiar și traseele care s-au stabilit, am înțeles că vor trece undeva chiar prin spatele nostru pe aici. Pot să zic așa, că Dumnezeu oricum ne-a binecuvântat cu natura, cu tot ce găsiți, cu tot ce se vede în jurul nostru. Avem, cum spuneam, oameni minunați, avem vecini minunați, avem invitați vecinii noștri și prietenii mei, primarul de la Măgirești, primarul de la Moinești. Nu rămâne decât să confirmăm că suntem niște gazde primitoare și să punem în valoare tot ce ne-a lăsat natura. Iată, astăzi este o zi de cunoaștere a traseului, de cunoaștere a locurilor aici la Zemeș. Este o zi de relaxare atât pentru participanții la acest raliu, cât și pentru dumneavoastră ca organizator. Să spunem că este un moment pregătitor acestui raliu. În ce perioadă se va desfășura raliul? Prima etapă va fi vineri, urmând ca cea de-a doua etapă să se desfășoare sâmbătă pe traseul din localitatea noastră. Prima etapă va fi vineri, în jurul orei 11:30, urmând ca cea de-a doua probă să fie undeva în jurul orei 14. Cum pot urmări cetățenii din Zemeș acest eveniment? Cum ați organizat dumneavoastră? Adică unde pot vedea mașinile mergând? Pentru că e un sport extrem de atractiv. Le pot vedea în direct, direct pe traseu. Este o zonă, cum bine se vede, montană. Oamenii au posibilitatea să vadă live și să participe emoțional la această manifestare. Considerați că este un mijloc de promovare a zonei de aici, din Zemeș, acest eveniment sportiv? Bineînțeles, ținând cont de faptul că noi nu ne-am implicat financiar, am avut șansa ca raliul să treacă și în anii anteriori prin localitatea noastră, dar, cum spuneam, nu ne-am implicat financiar. Acum am încercat să ținem pasul cu vecinii noștri, primarul de la Moinești, primarul de la Măgirești, și, după cum se vede, au fost invitați atât concurenții, cât și toți cei care sprijină, într-un fel sau altul, această competiție. Iată, dragi prieteni, o echipă de primari, de stonici aici, cei care susțin atât cu sufletul, dar și mai ales prin contribuția lor, un eveniment de mare, mare anvergură, pentru care nu putem să spunem decât că vă felicităm și vă dorim succes. De altfel, televiziunea noastră va transmite pe parcursul acestui raliu și aspecte din cadrul competiției. Așadar, vă felicit încă o dată, domnule primar, și ne bucurăm că și pentru ziua de astăzi, că sunteți o gazdă deosebită, am fost serviți foarte bine, am gustat și din bucate, sunteți și un bun gospodar. Vă mulțumim foarte mult, felicitări încă o dată. Mulțumim și noi pentru participare, vă așteptăm de fiecare dată cu drag, sper să ne ridicăm la valoarea așteptată și sunteți oricând bineveniți. Aș vrea să le transmit participanților, concurenților la acest raliu multă baftă, ne dorim cu toții să se termine cu bine, să ajungă la finish sănătoși, să avem o premieră frumoasă și fără evenimente. Adi, mulțumim că
ne-ai băgat în seamă și ești alături de noi. Pe această cale vreau să anunț întreaga comunitate din Zemeș că în toamnă, în luna octombrie, vom participa financiar ca și la acest eveniment, la următorul concurs, concursul de mountain bike, care va avea probă și pe în localitatea noastră. Mulțumim și oameni buni, veniți la Zemeș. Veniți la Zemeș că veți găsi oameni prietenoși. V-am spus, natura ne este prielnică. Veniți și nu veți fi dezamăgiți. Iată, dragi prieteni, pentru început doar atât de aici, de la Zemeș. Vă promit încă o dată că vă vom ține la curent și felicitări încă o dată organizatorilor. Suntem, dragi telespectatori, împreună cu primarul, cu noul primar al municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru. În primul rând vă felicităm pentru că, iată, sunt câteva zile de când ați câștigat alegerile și continuați un proiect al Moineștilor, un oraș, o stațiune și un oraș european, așa cum l-ați rebranduit dumneavoastră. Dar astăzi ne-am propus să discutăm un pic despre Raliul Moldovei. Prezența dumneavoastră aici la Zemeș este mai mult decât importantă, în sensul că împreună cu colegii de la Zemeș și de la Măgirești ați format o echipă împreună și cele trei localități aduc un sprijin important acestei competiții. Cum vedeți dumneavoastră ediția din acest an? Iată că deja suntem la a șaptea ediție, nu sunt străin de organizarea acestor ediții la Moinești, am fost primar în ultimii 8 ani, primar interimar în ultima jumătate de an, deci am participat efectiv la organizarea tuturor celor 6 ediții dinainte, iar de a șaptea mă ocup în mod special ca și primar ales al municipiului Moinești acum. Să mulțumesc pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu și ascultătorilor și în special moineștenilor, să le mulțumesc că acum ne întâlnim prima dată într-o astfel de ipostază pentru votul acordat. Să știe de la mine că eu sunt primarul tuturor, indiferent dacă m-au votat sau nu. Evenimentele și realizările ce vor avea loc în Moinești le voi organiza și sunt pentru toți și vor fi bineveniți la oricare din ele. Spuneam că suntem la a șaptea ediție, noi suntem de la prima ediție organizatori, la ultimele două chiar am rămas cam singuri, să spun așa, dintre localitățile urbane fiind doar noi, alături de Măgireș și Zemeș, dar am ținut steagul sus și s-au organizat aceste competiții și în ultimii 2 ani. Astăzi avem parteneri și Consiliul Județean Primăria Bacău, e o ediție mai amplă, să spun așa, având în vedere și expoziția de mașini de epocă care va avea loc în a doua zi a evenimentului, sâmbătă, între orele 12 și 14 în centrul orașului. Privitor la etapa de la Moinești de vineri, vă pot spune că centrul orașului se va umple de standuri, de firmele care reprezintă concurenții, ceea ce va promova și imaginea municipiului Moinești, atât la nivel național, cât și chiar la nivel internațional. De asemenea, traseele sunt deosebite, piloții vin cu plăcere la Moinești și chiar caută să nu lipsească la nicio ediție pentru că prezintă o dificultate deosebită pentru ei, ceea ce le creează adrenalină, le creează emoții și într-o competiție cred că asta și dorești. Eu vreau să le urez succes de pe acum, să-i felicit pe organizatori și pe cetățenii orașului, dacă o să fie puțin creat un disconfort, să ne înțeleagă că este și în interesul dumnealor și al nostru să ne promovăm orașul, mai ales că am devenit stațiune din februarie 2017, un oraș turistic plin cu evenimente. Avem un calendar de evenimente, unul dintre ele este și acesta și dacă acesta va trece cu bine și sper acest lucru, fără incidente, fără accidente, urmează alte evenimente, în toamnă zilele orașului cu festivalul Moineștean, ca și de ce nu încă unul sportiv, mountain bike-ul. Undeva în luna octombrie va avea loc și acel eveniment este ceva asemănător, fiind tot un eveniment sportiv și care va duce imaginea municipiului, v-am spus, la nivel național și nu numai.
Iată, dragi telespectatori, un răspuns mai mult decât complet din partea domnului primar. Desigur, această competiție se încadrează într-un amplu program de manifestări sportive și culturale. Moineștiul a reușit în ultimii ani să fie un vârf în această privință. Așadar, nu ne rămâne decât să vă urăm succes atât în mandatul dumneavoastră de primar, dar și ca un om și o personalitate care împreună cu Consiliul Local din Moinești întotdeauna adaugă un plus de valoare unor asemenea evenimente. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim toate cele bune. Vă mulțumesc. Succes în continuare pentru concurenți și felicitări organizatorilor. O zi bună! Suntem, dragi prieteni, din nou cu noutăți de aici, din Zemeș. Urmărim în acest an cu mare interes Raliul Moldovei. Adrian Răspopa este lângă noi, sufletul și organizatorul acestui proiect interesant, putem spune că e și un proiect sportiv de mare anvergură. Este o competiție deja cunoscută atât în România cât și în străinătate. Câteva detalii despre această competiție din acest an. Da, este mai mult decât un proiect sportiv. Eu am vrut să-l construiesc și ca un proiect social, fiindcă pe întreaga, să zic, arie pe unde acest raliu trece, noi reparăm drumurile și în urma noastră venim cu, să zic așa, cu un plus valoare față de comunitățile prin care trecem. În afară de asta, încercăm prin sprijinul partenerilor noștri să venim și în sprijinul copiilor din școlile pe unde acest eveniment trece și astfel să justifice toate eforturile pe care autoritățile locale le fac pentru a susține acest eveniment. Suntem la al șaptelea an, anul acesta este etapă în campionatul european și în campionatul balcanic. E o presiune mare care apasă pe umerii noștri, însă ne bucurăm fiindcă am găsit deschiderea acestui proiect, așa cum a spus, atât în comunitățile Zemeș, Măgirești, la Moinești, nu mai zic, cât și la Consiliul Județean și Primăria Bacău, care toată lumea și-au strâns mâna și au spus da la ceea ce înseamnă acest proiect. Ca și element de noutate față de anii trecuți este faptul că am reintrodus proba Bolătău, care este în comuna Zemeș, o probă foarte frumoasă și foarte complicată. Vom amenaja un circuit stradal în centrul orașului Bacău, dar poate cea mai mare noutate este faptul că avem 6 ore de transmisiune live pe televiziunea, pe TVR HD, Dolce Sport, TVR Iași și TVR 3. Așadar, de aici, de la Moinești, proba Vermești va fi transmisă în direct vineri, după care urmează super speciala din centrul orașului Bacău, urmând ca ultima proba a raliului, proba de la Buhuș, să fie și ea transmisă în direct pe TVR 3. Așadar, e mai mult decât un spectacol mediatic. Pentru noi și pentru mine ca sportiv am căutat să creionez acest eveniment după nevoile noastre și după ceea ce ne dorim noi să găsim la alte raliuri. Câte echipe de piloți vor fi în acest an și comparativ cu anul trecut, dacă sunt schimbări în această zonă? Da, suntem mult peste media anilor trecuți. Dacă în anii trecuți aveam 30-31 de echipaje, acum avem 45 de mașini la start. Particularitatea evenimentului de anul ăsta este și faptul că am strâns lângă noi și pe cei de la Retromobil și va fi o paradă și a mașinilor Retromobil. În prima zi această paradă va pleca din Bacău și se va duce la Onești, iar în a doua zi vor veni aici la Moinești. Însă mâine, joi, la prezentarea oficială vor fi în prezent toate mașinile și veți avea ocazia să vedeți atât mașini de epocă cât și ultimele modele de mașini de raliu care sunt prezente la start. O să vă întreb acum dacă din câștigătorii din anul anterior sunt campioni care participă din nou în acest an și dacă puteți chiar să nominalizați. Da, așa cum și în anii trecuți au fost prezenți la noi la start și Simone Tempestini, care este campionul mondial la Junior VRC, Dan Gârtofan, pilot oficial Skoda, Bogdan Marișca, sunt aici prezenți și probabil că lupta la vârf se va duce între ei. Vom încerca și noi cu mașinuța noastră cu două roți motrice să venim cât mai în față în clasamentul general și să avem o prestație cât mai bună. Și de asemenea, evident, ne dorim o victorie la două roți motrice și a ne apropia cu pași repede de titlul, de al cincilea titlu la două roți modice.
Cum stăm la capitolul buget în acest an? Este mai mare, mai mic? Nu o să vă cer cifre exacte, dar dacă stăm mai bine față de anul trecut, partenerii au venit cu un sprijin mai consistent? Datorită faptului că e un eveniment care are multe elemente de noutate și noutăți, evident, sunt traduse și în cheltuieli suplimentare și, așa cum v-am spus, am găsit sprijinul și suportul necesar să putem să facem tot ceea ce ne-am propus inițial. Nu ne rămâne decât să urmărim cu interes și noi și telespectatorii noștri acest super eveniment sportiv, o competiție, un raliu al Moldovei cu adevărat important pentru noi toți. Vă mulțumim. Da, vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes. Mulțumim. Și să vă vedem cu aceeași putere de muncă și în anii următori. Mulțumim și vă așteptăm cât mai mare pe probele speciale și mai multe detalii pe raliul-moldovei.ro.